Vă salut! Mă numesc Cărciumarul Adrian, de la Clubul Băilești, Asociația Columbofilă Dolci. Și am onoarea să vă prezint câțiva probleme reprezentative ai crescătoriei. Prima fiind Olimpic 063, femela 0644063-2011, care în 2013 a fost locul 3 național, general palmarez, și locul 2, lot Olimpii România, Bruno 2014. Cupa Continentală. Următorul an, 2014, am continuat cu ea și a reușit de a face o nouă performanță, locul 2 național, general palmares. 3 ani. Foarte bună reproducătoare s-a dovedit a fi în decursul anilor, reproducând și Olimpic 046, 2014. Olimpic 041. 0824-041-2014, care în 2017 a fost vicecampion național general palmares și locul 3 lot Olimpii România, 3-5 Slovacia, 2018. Super formel. Olimpic 036. Frate bun cu Olimpic 041. 0824-036. 2014. În 2016, dublu campion național la fond maturi și general maturi și locul 4 național as fond maturi. În același an, fiind și locul 2 România, Olimpiada Bruxelles 2017. La categoria de general. Următorul Olimpic 082. În 2015, vicecampion național general maturi, 0180-082. Și locul 1 România, Cupa Europei București 2016, categoria D. Următorul fiind Olimpic 058, ultimul porumbel, care a fost la Oradea 2022. În 2020, vicecampion național, general maturi, 245-058, 2017. În 2020, vicecampion național, general maturi, am continuat cu el și în 2021, campion național general maturi, loc 1 România, lot olimpic, Oradea 2022 și ca o surpriză, în cadrul Olimpiadei, a reușit locul 3 mondial, categoria de general. Al șaselea porumbel olimpic, fiind 0824046-2014, care a ajuns în China. Fiind de la Olimpiada de la Bruxelles, a plecat acolo, în 2017. Fiind fiul la 082 și 063. Fiul din cei doi olimpici. Și ultima este femela 246-055-2017. Care în 2020, locul 2 național, as național palmares, am continuat și în 2021, locul 2 național, iarăși as național palmares, 2 ani. Și ca în provincia Oltenia, locul 1, as național palmares, 3 ani, 2021. Super, a rămas și ea la reproducție. Cam ăștia ar fi, ăștia sunt cei 6 porumbei olimpici.
în decursul a 12-13 ani. Toți la categoria D, general.